Porecla Sofie, ce poreclă are Sofia? Ai poreclă? Dar vreți să vă zic ce poreclă am avut eu? Ne uităm la al treilea contact, deci al treilea, pe cine ai contactat o a treia oară. Și cânti 30 de secunde o melodie pe care noi ți-o zicem. Canal Sofia și Sara Family. Și astăzi venim cu provocări și adevăruri foarte picante. Avem o găleată cu adevăruri pe care trebuie să vi le zicem și provocări, mai puține sunt provocări. Și avem Jenga cu piesele numerotate de la 1 până la 48 de piese numerotate și aceste numere le vedeți aici pe tablă, de la 1 până la 48. De fiecare dată jucăm Jenga, extragem câte o piesă, vedem ce număr ne pică, alegem bilețelul de pe tablă și ce e scris în spatele bilețelului, adevăr, provocare sau poate fi adevăr sau provocare și atunci ai șansa singur să alegi ce vrei să faci, o provocare sau să zici un adevăr despre tine. La cine dintre noi Jenga se va prăbuși, va fi nevoit să aleagă și să îndeplinească 5 bilețele din astea, doar cel care pierde. Și acum eu zic să dăm startul. Jenga noastră se mișcă în continuă, de parcă e cu tremur de pământ aici. Poate cădea în orice clipă. Chiar acum poate cădea. Dacă cade din prima, atunci începem încă o dată challenge-ul. Hai, Sara vrea prima. Oh my god! 25! I-a picat Sarei, alege 25. Și arată la toți ce ți-a picat. Adevăr sau provocare? Sara poate alege între adevăr sau provocare. Alege ce adevăr. Sara acuș ne va zice un adevăr despre ea. Ce loc de muncă nu ai putea să ai niciodată? Ce loc de muncă nu ai putea să ai niciodată? Ce nu ai vrea tu să lucrezi niciodată? Eu știu. Hai, gândește-te. Profesoară la școală nu vrei să fii niciodată? De obicei, copiii vor să fie profesori, dar Sara nu vrea să fie profesor. Eu trebuie să pun... Nu, gata, acest adevăr pleacă de aici. Acum... Și noi continuăm așa. Eu? Hai tu, eu... Dar nu trebuie... Nu, gata, gata, piesa. Eu... Poate aici? Băi, ce păsă atât de sus? Băi, eu cred că... Așa, ce număr? 45. 45. Adevăr! 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 Spui-te că ceva mai picant. Câte note de 10 ai luat la școală? Stai, 10 sau și Febe tot? Nu știu, Febe este 10? Da. Băi, bine și Febe. Aproximativ. Anul acesta. În semestrul acesta, Febe. În semestrul acesta? 3. 3 note de 10. Scrieți și voi câte note de 10 ați luat în semestrul acesta. Vrem să știm câți dintre voi sunt exemplar și învață doar pe note de 10 și câți învață pe note mai... cum se spune? Haideți, acum e așa... Sara, dar tu câte note de 10 ai luat anul acesta? Dar ea n-ai aici. Băi, Febe. Uite. Sau independent. Sara a câștigat. Una? Doar una. Nouă sau și șase? Ăsta este nouă. Eu pot alege acum ce vreau eu, 9-6, dar nu contează, cum nu știu ce este în spate. Fie 9. Adevăr! De ce te provocăm? Provocări? Nu știu, poate e mai ușor să zici un adevăr sau o minciună. Ce e mai ușor, să zici o minciună sau un adevăr? Pentru mine e foarte greu să spun minciuni, chiar nu pot.
Nu pot. Trebuie să mă învăț. Sau nu trebuie. Dacă ai întâlni un duh, care ar fi cele trei dorințe ale tale? E foarte dificil. Scrieți și voi împreună cu mine și voi gândiți-vă foarte bine și eu mă gândesc la trei dorințe ale mele. Deci, să fim sănătoși cu toată familia, să fim norocoși, pentru că de noroc depinde foarte mult și sănătatea și tot, chiar norocul este, cred că, cel mai important, pentru că de el depinde absolut tot. Și încă o dorință, dacă vom avea noroc și sănătate, încă o dorință, ca voi chiar acum, să dați like și să vă abonați la canal. Este încă o dorință de mea. Aceasta și mă gândeam și eu. Deci, așa. Vă rog frumos, nu mai atingeți masa, că cade în orice moment. 47. Sara nu vă arată vouă nicio tapetă. 47. Adevăr! Ce e asta, fetelor? Ia, hai, Sara, adevăr. Luați seama, nu atingeți masa. Așa. Care este un lucru din viața ta pe care ți-ai dorit să-l poți avea? Să-l poți avea. Ce lucru vrei să ai tu? Ce lucru ai vrea să ai mulți tu? Bani. Mulți bani? Păi da, dacă să ai mulți bani, o să ai orice lucru dorești, da? Ok, lucru, se zice de lucru și nu de sănătate sau noroc sau ceva, de lucru, bani. Super, logic. Hai, Sofia. Să știți că suntem foarte curioși la toate aceste întrebări, vrem să răspundeți și voi. Bine, în comentarii. 48. 48, noi 40, 40, 40. Așa, Sofia alege și... Adevăr, de ce? Adevăr, ce este asta? Să știți că sunt și provocări foarte multe. Adevăr sau provocare sunt multe. Așa... Stați. Stăm. Care este porecla ta cea mai ciudată, amuzantă? Porecla Sofie. Ce porecla are Sofie? Ai porecla? În clasă, cumva te numesc? Show. Show. Și Sofie foarte tare îmi place. Zice că am nume, mă cheamă Sofie. De ce toți mă numesc Show? Și nu e chiar frumos. Da? Sofia Show, evident că e ok, e Sofia Show, dar doar Show separat sună cam urât, da? Și te deranjează? Da. Vă deranjează foarte mult. Deci e ori Sofia Show, ori Sofia. Deja, dar cel mai bine Sofia, cred. Da. Da? Îți place așa mai mult. Așa, dar deja nu te poți separa tu de Sofia Show. Deja e ca și nume de familie, Sofia Show, Show. Deci, haideți, acum eu. Care e porecla voastră? Vreți să vă zic ce poreclă am avut eu? Da. Deci, de la cuvântul, de la numele de familie, Ligai, vă zic acum un secret, doar să nu mă numiți așa în comentarii pe viitor. De la numele de familie, Ligai, în limba rusă, legușcă. Legușca este broască. Deci mă numeau toți legușcă la școală, pentru că eu de la familie s-a luat legușcă. Broască. Deci eu eram broască. Nu ai poreclă? Mulți nu știu ce poreclă au, pentru că se discută în spate și ei nu știu ce poreclă au. Adică poate ai și tu o poreclă care nu? Hai, acum e rândul meu. Dar de ce? Dar de sus nu se poate. Acestea trei nu. Îmi pare că așa și în Jenga. Da, știu, dar... N-ai voie. Care... Aici tu ține ce faci. Ui. Doar nu acum să cadă. Încă nu suntem gata, vrem să răspundem la mai multe. Și să facem provocări. 20 și 8 și 28. Vedeți aici? Provocare! Eu zic că mai ușor să zic un adevăr decât să îndeplinesc o provocare. Provocare. Dansează fără muzică timp de un minut. Așa. Eu dansez, voi numărați până la 60 sau cum, sau așa aproximativ îmi ziceți când să mă opresc din dans.
Să urc aici pe scenă sau aici? Nu, nu. Aici. Ok. Mă rușinez, bine. Da, 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 a, fără muzică. Stop. Credeam că nu se mai termină timpul. Sport? Sport. Da, nu am făcut de dimineață, apropo. Sara, foarte pentru. Sara. Arată la toți. 12. 12. Hai. Provocare. Provocare? Adevăr sau provocare? Adevăr sau provocare? Eu vreau deja adevăr provocare. Sau provocare? Deci Sara alege provocare. Hai. Apelează cel de-al treilea contact din agenda și cântă-i 30 de secunde o melodie pe care grupul o alege. Deci, adă telefonul tău. Bine. Bine. Ne uităm la al treilea contact, deci al treilea, pe cine ai contactat tu a treia oară. Și cânti 30 de secunde o melodie pe care noi ți-o zicem. Yes! Dacă nu, îndeplinești acum mai multe. Trebuie. Sara, tu ai vrut provocare. Așteptăm Sara să vină cu telefonul. Provocările am zis că sunt picante. Așa, luăm trei contacte. Deci Kira, colega de clasa a Sarei. Blue Pink este grupul, da? Vostru. Și Sofia. Ia mi-ar Sarei. Deci Sara o să-i cânte Sofiei. Sofia, ca să fie mai interesant, tu mergi sus. Să nu stai. Dar noi stare îi zicem ce să cânte ea pentru tine. Noi acum te sunăm pe tine. Nu e interesant. Mai interesant era, de exemplu, pe Kira să o suni sau pe cineva, pe bunica în America să o trezești acum e noapte la ea. Și să-i cânti 30 de secunde. Sara, ce melodie? Ce melodie? Nu mi-e frică de baubau, știi? Nu mi-e frică de baubau, nu mi-e frică Sofie de baubau. Aha, ceva de genul, nu? Blackpink? Blackpink. Nu știu ce cuvinte. Care? Știi cuvinte? Da. Păi care știi? Rațațața, vrei? Rațațața. Rața, 30 de secunde de rațațața. Păi câtă doar rațațața 30 de secunde? Așa, pornim. O să sunăm pe Sofia. Ea iubește Blackpink, să asculte Blackpink. O să sunăm cu video. Să o vedem pe ea. Așa, hai, vine tata aici. Stai aici. Hai. Sofia, noi nu te vedem. Hai, cântă. S-a pornit timpul. Uite timerul la început. Hai. Păi să mă cânte, cântă normal. Păi eu... Fără... Nu te râde, doar când... Hai, gata, timpul e de la 20 și... Hai, începe. Sara, nu te aud. Hai. Bine, gata, hai. Pa, pa. Vino aici la noi. Bine, și Sofia, să considerăm, să presupunem că Sara a trecut această provocare, dar nu ne-a plăcut. Te înțelegi ceva? Ce a fost asta? Din ce piesă? De la Blackpink? Gata, da, dacă ai ghicit, deja e bine. Hai, stai, Sara. A, tu. Da. Sara, te rog, nu atinge. Se clatină. Nu. Dar de ce nu luați-mă de mai de jos? Cum, adică, cum vrei, adică să nu spui pe urmă dacă pierzi, că eu te-am forțat cumva. Sofia, tu riști. Nu risc. A, nu stai că risc. Sofia, nu. Eu cade. Vai de
vinovată și 5 alegi. Bine. Păi nici nu am reușit să... Mai facem o parte. Mai facem o parte sau continuăm? Sau facem partea a doua? Nu, eu zic, Sofia îndeplinește 5 bilețele și noi facem și partea a doua. Bine, dacă sunteți de acord, haideți, ne încurajați cu like-uri dacă vreți. Priviți câte sunt aici, nu sunt îndeplinite, câte, doar v-am intrigat așa un pic și gata, s-a finisat challenge-ul. Hai, Sofia, să vedem. Tu, ce faci? Unde ai luat-o? Urmează cu și ea să... 5 trebuie să îndeplinească. Da, două... Nu am înțeles nimic din această provocare. Vrei unul? Hai unul. Păcat. Adevăr. Adevăr. Hai, începem. Start cu un adevăr. 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 Care este cel mai ieftin cadou pe care l-ai primit vreodată? Care este cel mai ieftin cadou? Nu prețios, ci ieftin. Prețios poate fi și un desen. El este ieftin, dar e prețios, da? Dacă ți-a desenat Sara sau Nicolas. Dar cel mai ieftin, ca sumă, ce ai primit tu cel mai ieftin? Un desen. Așa, mai departe, dă-o zice. Adevăr, de ce e? Doar adevăruri, hai. Stai, da? Adevăr. A căzut, nu să zic că se cere. Acesta, este acesta care a căzut. Ai mințit vreodată despre vârsta ta? Nu. Da. Da. Când am fost la... Să zic unde? La Orhiland, când am fost. Trebuia să treci undeva la... Da, da. Carusela ceva și când nu aveai vârsta... Și noi am mințit. Da, da. Am mințit că Sofia este mai mare ca să îi permită să treacă. Da? Da. Și cred că și undeva am mințit invers, că e mai mică, da, ca să da. Treacă. Unde? Da. Îmi pare că la anul acesta, la o trampolină, am spus că am 10 ani. E cât mine, eu am 1,72 m și ea e practic cât mine, 10 ani. Dar sunt copii diferiți. Ăsta e copilul... Mare, mășcățel de 10 ani. 26, provocare. Provocare. Sper să fie ceva interesant. Da, ce mai picant. Încearcă să faci un truc magic. Trebuie un loc mai mare. De ce? Nu știu. Trucul magic. Vedeți? Și nu mai vedeți. Ce e asta? Stai, arată-ne, stai. Ăsta este un Among Us, o jucărie de-a lui Nicolas. Stați-te așa. Stați. Nu e să pun. Adică nu am văzut ce a fost acolo. No! A dispărut! Cum a fost acolo așa? Cum a fost acolo? Ați înțeles sau nu care e secretul acestui truc? Da. Dacă da, scrieți în comentarii cum a făcut Sofia acest truc. Pentru că eu nu mi-am dat seama. Sara, tu ai înțeles cum? Eu l-am mincinit odată pe Nicolas deja. Păi pe Nicolas vrei să-l mincinești cu... Provocare. Din nou provocare, Sofia. Așa. Pleacă la Sara o provocare. Arată cea mai jenantă fotografie cu tine din telefon. Fugi după telefon. Cea mai jenantă poză din telefonul Sofiei. Cea mai jenantă, eu nu știu. Nu am văzut poza. Sofia râde. Vrem să vedem și noi. Jenantă? Și ce e jenantă aici? Nu știu, am fost mică și încă... Poate acum așa nu faci. Sofia a zis că are foarte multe din astea. Hai, încă una. Încă una. Ce ziceți? Dă încă o poză. Ok. E ok? Da, e super. Hai! Iată.
drăguță această poză, nu văd nimic rușinos în asta. Hai! Încă ai un bilețel. Și adevăr. Adevăr. Aici. Ai furat vreodată ceva de la serviciu? De la școală. A. Serviciul vostru este școală. Ok. Ai furat ce nu? Mă apucă inima. De ce te gândești așa de mult? De parcă nu știu. Parcă te gândeai, stai, am furat mai multe, dar ce anume te recunosc. Trebuie să mă gândesc ce anume. Ce e... Deci... Ce să recunosc din toate câte am furat? Sunt multe. Cam asta e ideea. În trimestrul ăsta. Da. Ai furat ceva? Nu. Nici creta? Creta am furat. Creta e normal. Deci am luat... Eu niciodată nimic am furat. Nici creta? Nici creta. Creta e furat? Dar voi scrieți cu creta pe tablă? Da. Da? Noi da. Dat. Și ce ați făcut? Ce ai făcut cu creta? Am făcut... Ai mâncat-o? Am făcut... am împărțit-o. Uh-huh. Cu cine? Cu colegii, cu Sara, care nu a furat nimic. Și am dus afară, am desenat ceva și cu creta cealaltă am făcut un pământ artificial. Păi așa, deci bine, mai serios nu a fost nimic. Nu o să mă cheme nimeni la direct. Bine, dar ați furat ceva? Recunoașteți? Dacă da, eu nu știu, parcă... am furat. Un copil. Care nu este al meu, dar e frat. Aveam flori la școală, multe, și erau și cactuși. Și am furat o bucățică de asta. Știți cum se sădește cactusul? Deci rupe bucată și duce acasă și deja îl sădești. Iată, asta am furat. Recunosc. Dar nu doar eu făceam asta. Mai multe fete făceau în așa mod procedal. Dar nu cred că e chiar atât de grav. Da? Nu? Ia să scrieți că e grav sau nu e grav. Ca tare, nu e frumos deloc să furi. Dar asta așa e. Parcă, îmi pare că... E așa un furt micuț. Sper să nu mă dați la poliție. Cam aici. Îmi pare foarte rău că s-a finisat atât de rapid. Dar dacă acumulăm, am zis, câte mii de like-uri? 2000 ajunge? Bine, 2000 de like-uri. Dacă acumulăm, continuăm, pentru că priviți câte sunt aici. Foarte, foarte multe. Multe, multe, multe. Dați like-uri, vă abonați și ne revedem data viitoare! Pa, pa! Pa!